Deci a început acum 10 ani, fix 10 ani. Că de asta am și vrut să avem o discuție după 10 ani, după un deceniu. Da, nu mă așteptam să trec. Cum ai ajuns? Cum am ajuns acolo? În primul rând că am fost impresionat de anul 2005 și anul 2007, cei doi ani în care filmul a cotit-o, cu Puiu și cu Mungiu. Cum arată domnul Lăzărescu și 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, pentru că fiecare a mai fost de câteva ori. Exact, dar atunci a fost startul. Da, a fost startul. Să spun, startul Cannes-ului, pentru că până în 2005 nu știu cât de mulți au auzit de Cannes, nu știu cât de mulți au știut că Pintilie a fost cu 10 ani înainte acolo. Și cu mulți ani înainte a fost Gopo care a luat primul Palme d'Or în 57. Și Gopo și Mureșan și Ciulei, dacă nu greșesc. Da, sigur, 60, da, 63. Cu Pădurea Spânzuraților pentru regie. Și eu cum să zic, eu îl recunosc pe Puiu ca fiind nu zona cinematografiei în sine, pentru că nu sunt critic de film și nu-mi permit să mă bag unde nu-i domeniul meu, dar pe el îl consider un deschizător al Cannes-ului, adică mulți români, sunt foarte mulți români acolo în ultimii ani, ultimii 3, 4, 5 ani, să spun, datorită lui cum a început? Și eu în 2008 am spus așa, când eram în abia anul 2 de facultate, fiind... Ce facultate? Facultate de film pe care, de care sunt mândru că am, pe care sunt mândru că am absolvit-o și masteratul de producție de film, între timp l-am absolvit și pe el tot în timp ce mergeam la Cannes și acum doctoratul în cinema românesc pe care... Și care e titlul să ne întoarcem? Lucrarea de doctorat? Ai un titlu deja? Despre filmul românesc. Așa, generally speaking. Și cu pregădere către Sergiu Nicolaescu. Aha, uite. Și revenind la cum a început Cannes, care la rândul lui a fost cu primul lui scurt metraj, cu Memoria Trandafirului. În 64. Da, și în 2014 exact. Am avut un filic foarte aparte, la 50 de ani după Memoria Trandafirului, puțin știu că... Că el a fost, de fapt, inginer și că, mă rog, era pe parte tehnică inițială. Și puțin știu că Nicolaescu a făcut Daci în 66, sau a avut premiera în 66, cu filmul Daci, pentru că în 64, când a fost la Cannes, l-a descoperit un producător francez, german, Henry Deutschmaster, să nu spun incorrect, care a spus, tu ai potențial, te invit să facem această coproducție, și în 65 a făcut această coproducție Daci și în 66 el așa, de asta a debutat atât de bine. Și de repede. Și de repede prin... Venind în altă direcție, practic. Da. Venind în altă direcție, dar prin Cannes. Adică Memoria Trandafirului prezent la Cannes l-a ajutat să fie descoperit. Și încheiem paranteza cu Sergiu. Pasiunea mea atât de mare pentru arta imaginii și pentru arta filmului, m-am gândit că se pot contopi la Cannes, pe covor roșu, acolo unde se fac fotografii cineaștilor, oamenilor de film. Adică e o împletire perfectă. Și în contextul lui Puiu și Mungiu, care deschiseseră drumul, ca să spun așa, am spus, mi-au inimandis. Colegii mei din anul 2 de pe vremea aceea au fost ușor sceptici. Unde stai că tu încă mai de-abia ești student aici și te duci tu la Cannes acolo să faci poze. Calmează. Nu m-am calmat, din potrivă. Am forțat până acolo încât am reușit să primesc prima acreditare, moment în care s-a produs declicul, ca să spun așa, drogul care mi-a intrat și nu n-am mai ieșit. Nu o să uit niciodată convorbirea pe care o aveam în primul an cu Alex Leoșerban. În care eu nu înțelegeam el de ce vine de vreo 10-15 ani, nu știu câți ani avea el atunci, în 2009. Și îl întrebam, păi bun, vii un an, vii doi, vii trei, dar ce să faci atâta timp aici? Și lasă că o să treacă ani și o să înțelegi, îmi spunea. Și în fiecare an îi dau dreptate și îl pomenesc. Dependență, categorie, da. Și o dependență atât de bună, atât de plăcută, încât mereu înveți și înveți. Deci eu după 10 ani încă învăț și învăț nu doar chestiuni de fotografie, sunt nicio fără, alea au trecut din primii 2 ani, să zic, 3 ani, au trecut chestiuni de fotografie, de imagini frumoase și așa mai departe. Înveți principii de viață, înveți conduită, înveți chestii de moral, înveți chestii foarte mult de psihologie. Și înveți și mai mult de film, de fapt. De film, în primul rând. Da. Pentru că asta e și magia Cannes-ului, în asta constă, pe lângă filmele de primă mână, ca să spun, filmele foarte bune, principiul de bază al Cannes-ului este interacțiunea directă a cineastului, a actorului, regizorului, cu cinefilul, cineastul cu cinefilul, acolo se întâlnesc în mod direct. Și această interacțiune în mod direct a celui care face filmul cu celui care se uită la film, pentru care se face filmul. Filmele se fac pentru public, da. Exact. Critic și public. Mai cunoscut sau mai puțin cunoscut. Nu, eu cred că și criticul, de fapt, trebuie să fie un public avizat și nimic altceva.
dacă își iubește cu adevărat meseria și nu vrea să facă praf și să vadă doar greșelile dintr-un film. Știi? Exact. Atunci îți strici viața. E ca atunci când observi și în jurul tău la fiecare în parte și stai să-l critici. Da, deci practic și criticul într-adevăr face parte din public. Ei, și această efervescență care se naște din întâlnirea lor este și astăzi. O efervescență. Eu am șansa să am în jurul meu și fotograf cu părul alb care merg de 40 de ani acolo, 45 de ani și când am stat de vorbă cu el la niște cafele, că ai nevoie de multe cafele până să ai să-ți povestească. Da, există. Da, da, din fericire. Asta e ediție limitată, da? Așa. Alfred Hitchcock odată și-a dat cravata jos și i-a dat-o lui. Sau când a fost, când a venit în 71 Charlie Chaplin. Oameni care au ctitorit filmul mondial, cum se spune. Și eu, la rândul meu, pe cei care sunt astăzi, îi văd așa cum ei vedeau în anii 60, 70, 80, pe acei foarte mari. Cum e protocolul? Ai urmat, există o întâlnire la care vi se explică în ce constă protocolul, cum e, pentru că te întreb asta, pentru că sigur că pentru noi Cannes e așa tot un fel de rege al festivalului și pentru că știu că la rândul tău ai avut privilegiu să-l fotografiezi pe majestatea sa și știm exact care este protocolul acolo, știm amândoi că, în ce constă și cât de sever și de interesant e, în egală măsură și de fascinant. Vreau să știu care e protocolul aici. Deci, în afară de faptul că este absolut obligatoriu să aveți papion, asta este clar, și inclusiv cei care urcă, mă rog, că mai există câte o excepție doar la cei foarte mari, pentru că, așa, pe principiu, cum să te faci observat, de aia mi-am pus și eu. Ăsta este un tricou de la un film care se chema Tuxedo și care evident că înseamnă smoking-ul, dar pe care l-au tradus cu fracul, pentru că li s-a părut mai ușor că publicul o să meargă mai ușor să vadă filmul dacă îi zice fracul și nu smoking-ul, li s-a părut că sună prea așa, da, smoking, no smoking, la René, și să nu se creadă că e ceva mult mai complicat. Era de fapt un film cu bătăi și nimic mai mult. Și e și ideea de papion, așa că mă gândesc întotdeauna și la Steve McQueen, și era papion, și care fuge dintr-o parte într-alta, că de fapt și noi fugim vreme de 2 săptămâni, ne rupe de lume complet, pentru că face parte din categoria care stă toată perioada și vede foarte multe filme și e foarte prezent acolo. Deci cred că suntem publicul ideal de Cannes și știu, mulți ne invidiază, cum zic eu uneori și chiar și eu mă invidiez. Dar vreau să știu protocolul propriu zis. Cum a fost? V-a adunat și v-a explicat, v-a adunat pe toți într-o sală de conferințe și v-a explicat cum e? Sau cum a fost la prima întâlnire? Că poate sigur aia care veneau de 40 de ani deja. Cam trebuie să le prinzi imers. Cu alte cuvinte, într-adevăr, ei sunt foarte organizați și foarte rigoroși și papionul e mai mult un simbol al perfecțiunii de acolo. Și al respectului. Și al respectului. Apropo de Sergiu Nicolescu, știi că și el avea respectul ăsta extraordinar. Să fie impecabil îmbrăcat atunci când apare în fața publicului. Eu încă mai caut genul ăsta de eleganță pe care o găsesc greu. Exact. Da. Și acolo, din fericire, fiind un spațiu atemporal, mm-hmm, cele 12 zile ești într-o altă viață, practic, și aștepți celelalte 350 ca să treacă să le ai pe cele 12. Deci, efectiv, e o altă viață a cele 12 zile, sunt o altă viață. Și fiind în alt timp și în alt spațiu complet rupt, într-adevăr, nu s-a pierdut nimic din acea prestanță, acea eleganță, acea rigurozitate, acel parfum vechi care, se spune, doamne, nu mai e acolo și nu s-a atins și nu poate fi atins niciodată. Pentru că acest protocol de care spuneți dumneavoastră este pe cât de strict, pe atât de plăcut. Spre exemplu, noi avem 2 mari categorii de locuri, ca să spun, în care suntem prezenți dimineața la ședințele foto cu echipele care vor fi seara la premiera lor. Dimineața ei sunt într-o cămașă, într-un tricou foarte lejer, foarte degajat, unde nu sunt jurnaliști, nu sunt operatori, nu sunt... Da. Da. Și după lungi petreceri... Cu toate că suntem la malul mării pe covor, trebuie să ai papionul, după cum spuneam. Da, malul, da, în costum de baie. Da. Și acolo dimineața, când după ce petreci până la 2-3, cum spunea Thierry Frémaux, de la prima cafea de la 8 până la ultimul whisky de la ora 3, Thierry Frémaux, directorul... The Nice Cup, ca să zic așa, ultimul pahar. Și Mahmureala de rigoare. Așa, totuși, vrei, nu vrei, trebuie să fii și nu neapărat... E greu când știi că vei avea o ședință foto cu Johnny Depp sau cu... Pentru că cele mai bune sunt puse dimineața la ora 10 și ora 10 o oră foarte grea.
Chiar și 10, dai seama, vizionările la noi încep la 8:30. Așa. Și acolo e prima interacțiune cu personalitățile. Acolo, deși nu există, eu, după ce treci de vreo 3-4 filtre, nici nu știu cum să le spun, oameni care verifică faptul tot că ești de acolo și ești cine trebuie să fii. Adică că e greu. Nimic de mâncare, nimic de băut în geantă, între altele. Nici măcar primul de caien pe care ți-l aruncă și pe ăla. Absolut. Că cine și acum... Deși eu mereu le explică și cum pix se poate rezolva, da? În sfârșit. Ui, și cum papuc. Da, eu zic să nu le dăm idei, că o să ne ia și pixul și cu ce mai notăm în timpul filmelor, da. Mi-aduc aminte o conferință unde a aruncat cineva cu un papuc. Deci se poate cu orice nu e o problemă? Sau cu atât mai mult cu obiectivele, da, adică... Da, exact, dar știi aia ce arunci cu sticla, da. Cu păi noi cu obiectivele alea mare, da, alea cele mai... Și e foarte greu acolo, nu merge stilul, știi, am pe cineva înăuntru, știi, sunt nepotul lui De Niro, nu merge. Acolo ai un badge, ai un serbege, ai vreo 3 serbegiuri, deci eu cred că am în total vreo 5 sau 6 serbegiuri, adică mai mult decât badge-ul, pentru fiecare loc în care merg. Și odată ajuns adică fiecare loc în sensul că în afară de covor, când mergi la petreceri sau... Nu, pentru covor am un badge pentru cel de ora 7, pentru cel de ora 10, aha, dimineața pentru foto că l-am luat. E tot pe culori, ca și la noi? Nu, badge-ul propriu-zis e colorat. Aha. Și pe lângă badge-ul propriu-zis... Dar e tot așa care se upgradează? Da, e un upgrade. E un upgrade al badge-ului. Badge-ul în sine e același, dar e un upgrade care îți dă un plus față de badge-ul propriu-zis. Aha, că la noi e o chestie de culoare, știi? Și la noi, noi avem portocaliu. Albastru, după aia vine roz, după aia vine albul. Roz pastil, cu pastilă și după aia alb, dar mă rog. Care albul e supremul. Așa, ok. Da, n-am văzut. Toți pe care am văzut cu albul aveau și părul alb. Da, da. Măi, era acord, asta este, la cinema, normal. Exact. Așa. Și odată ajuns acolo, nu mai ai pe nimeni de ordine, de pază, de gard, de nimic. Ești tu și cu distanță mică. La o dar distanță, n-ai voie să faci poze. Cum suntem noi. Nu, pentru poze, dar n-ai voie altceva. N-ai voie să dialoghezi și n-ai voie să-i ceri autograf, n-ai voie să faci selfie, n-ai voie să faci nimica. Și în momentul în care tinzi să faci, n-apuci să... Exact la distanță la care suntem adică noi de sunt acum. Sunt bodyguards acolo. Sunt doi bodyguards, dar foarte discreți. Deci sunt bodyguards pentru niște situații extreme în care... Cuiva îi dă pe-n cap să facă vreo... Da. Doar în urma unei situații extreme în care să-și piardă mințile să vrea să facă poză. Dar foarte, în 10 ani, cred că o singură dată am văzut un caz de genul ăsta în care cineva s-a aruncat către, nu știu, către cine și până să se arunce, în timp ce s-a aruncat, un bodyguard l-a prins. Deci au o reacție extraordinară. Deci nu este nicio, nu mai e nicio graniță, nu mai e nicio graniță între tine și așa, dar totuși e granița aia a protocolului, a finețe, a eleganței, în care știi că, domne, tu ai rol de fotograf aici, nu faci altceva și trebuie să ai o educație enormă, ceea ce abia acolo se întâmplă. Adică eu stau cu dumneavoastră, dar știu că n-am voie să dialoghez cu dumneavoastră, ceea ce e imposibil să-ți imaginezi. E frustrant. Și frustrant, dar eu mi-a luat vreo 3-4 ani, eu 3-4 ani tot vreau și o să vină Scorsese, mi-am pregătit cu mine cărți să mi-l semneze. Și eu, nu, Cristian, nu, tu ești fotograf, faci poze, punct. Și apropo de rigurozitate, odată am scos telefonul când eram pe covor și am filmat cu telefonul așa, dar cred că 10 secunde și mă bate cineva pe umăr, eu mă enervez că mă bate cineva pe umăr fix în momentul ăla. Dar cum a ajuns până la umărul lui, că trebuie să vă spun că are aproape 2 metri, mă rog, era un bodyguard de nasă. Și zice, nu, tu foto, nu video. Păi stai că eu foto, da, și păi da, dar tu făceai video. Păi nu video. Deci atât de... Deci extraordinar de riguros.